ça les gars. Cu mult în urmă, a fost pe tot pământul pustiu și întuneric. Dar Dumnezeu avea un plan. El a făcut stelele, planetele și pământul. Acolo el a făcut animalele, porumbeluri și ce alte animale? Tigru, ursul, tigru! Și la urmă, măcar. A făcut și oamenii. Dar a dorit ca omul să semene cu el, ca ei să știe ce este viața. Oamenii trebuiau să fie altfel decât animalele. Dumnezeu a vrut ca ei să poată alege să fie ca el. Se pare că oamenii s-au gândit la ei înșiși decât la Creatorul. Ei s-au dușmănit și dușmânia a creat războaie mondiale. Astfel a dispărut porumbelul păcii. Dumnezeu.
Dumnezeu și-a trimis Fiul lui pe pământ. O femeie tânără, Maria, a putut să fie mamă. Pruncul Iisus a primit sarcina să conducă oamenii la Creator, care dorește să fie tatăl lor. Și era iubitor cu toți. Într-o zi, când a venit în capitala Ierusalim, a fost primit ca și cum ar fi devenit rege. Iudeii au sperat că el va alunga romanii. Dar alți oameni erau geloși și mânioși. I-au căutat să dea pe Iisus pe mâna romanilor ca să-L omoare. El a trebuit să-și ducă crucea pe un deal.
trebuit să moară pe cruce. Și când a murit, lumina zilei, dintr-o dată,
El a fost mai puternic decât moartea, mai puternic decât diavolul. A ieșit din mormânt și acum a fost clar. El era mântuitorul omenirii. El ne-a iubit așa de mult că s-a dat în cer să ne pregătească locuințe ca noi să fim cu El. Și deoarece pentru noi este greu să facem ce dorește Iisus, El ne-a trimis un ajutor. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit ca o flacără peste capetele ucenicilor. În Biblie ne este arătat ca și un porumbel. Un adevărat porumbel al păcii. Dacă El ne dă pace în inimă, dacă tu ai pace în inimă, atunci nimeni nu ți-o poate lua.